Micuții care sunt internați la secția pediatrie a Spitalului Județean din Târgu Jiu au avut parte astăzi de o vizită neobișnuită. Moș Crăciun a ajuns și la ei cu daruri. Fiecare copil a primit câte o plăsuță cu dulciuri. Cât este el de bătrân, moșul nu i-a uitat nici pe copiii care se află internați în Spitalul Județean. Acesta a ascultat toate dorințele micuților și pentru fiecare dintre ei a avut un cadou. Cadouri au primit și cadrele medicale de la secția pediatrie, cei care au grijă ca micuții să se facă bine. Moș Crăciun și-a anunțat vizita la secția de pediatrie și anul acesta ca și în anii precedenți. Cred că pentru noi toți este o satisfacție când vedem că atunci se bucură copiii și când sunt într-o situație în care ei așteaptă să se însănătoșească gravnic și se bucură de serviciile medicale aici ale secției de pediatrie. Venim, de fapt, și în cinstea, dacă vreți, și în respectul față de cei de la secția de pediatrie. Consiliul Județean Gorj a pregătit pachete și pentru copiii care colindă instituția.